Ne mai despar câteva zile până încep înscrierile la clasa pregătitoare și clasa 1. Pentru a veni în ajutorul părinților care mai au întrebări, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a decis ca sâmbătă toate unitățile de învățământ primare din județ să fie deschise în intervalul 9-12. Unitățile școlare care organizează înscrieri în clasa pregătitoare și clasa 1 organizează o zi, ziua porților deschise, în care toți părinții copiilor din grădinițe ce urmează a fi înscriși în unitățile școlare din județul Constanța pot vizita aceste unități, școli gimnaziale. Le sunt puse la dispoziție toate sările în care sunt în acest moment clase pregătitoare și clasa 1, sările de sport, toate spațiile din școală. Sunt prezenți directorii, directorii adjuncți în unitățile școlare și învățătorii de la clasa pregătitoare și clasa 1. Totodată, în județul Constanța vor fi amenajate 36 de centre pentru evaluarea copiilor care până în luna septembrie nu vor împlini vârsta de 6 ani. Așa cum mi se spune, clasa pregătitoare este o clasă care pregătește copilul să facă trecerea de la grădiniță, unde activitatea principală este jocul, către școală, unde activitatea principală este activitatea didactică, învățătura. Așa cum spunea domnul inspector general, clasele sunt amenajate după anumite standarde, puțin altfel decât celelalte clase, și anume, în afară de mobilierul modular, care se poate mișca pentru ca elevii să lucreze nu numai într-un cadru, așa cum se știe, în băncuță sau doi câte doi, se poate mișca astfel că activitățile se desfășoară în cerc, în semicerc, în echipe. Au colț de ludotecă, așa cum menționa domnul inspector general, unde își pot aduce și jucăriile de acasă sau diferite jocuri, un centru de construcții, bibliotecă și așa mai departe, unde pot îmbina activitatea de învățare cu jocul. Pentru micuții care vor intra în clasa pregătitoare, Inspectoratul Școlar Județean a amenajat 325 de săli destinate acestei grupe, unde vor fi pregătiți peste 6.000 de elevi. Înscrierea celor mici în ciclul primar va începe pe 2 aprilie.